Frați și surori, latura morală întotdeauna este să ne verificăm în urma prezenței noastre în casa Domnului, vis-a-vis de cuvânt, să nu uităm că dreptarul învățăturilor sănătoase este aici, e cuvântul. Și noi întotdeauna trebuie să ne uităm în această oglindă. Aici vom putea descifra și cutele și greșelile. În ultimă instanță, Biblia spune că El va prezenta biserica Lui fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Nu dincolo ne va curăța și ne va perfecta, ne va desăvârși, ci aici. Aici Dumnezeu vrea să ne prelucreze. Aș vrea să rămânem tot la acest text, la Iona, pentru că fratele l-a citit și am vrea să continuăm din el. Și aș vrea să amintesc aici, vis-a-vis de Iona, trei coborâri a lui Iona. Era vorba, erau amintite și aș vrea să le reamintesc. Prima coborâre la Iafo, care înseamnă neascultare. Noi, uitându-ne la Iona, ne putem pe noi cerceta și verifica. Iona nu a ascultat atunci, dar noi, oare de câte ori nu ascultăm? De câte ori nu ascultăm în viața aceasta? Coborârea la Iafo înseamnă neascultare. Apoi coborârea în fundul corăbiei înseamnă nepăsare, a dormit dus. În timp ce corabia era amenințată de valuri, nepăsare. Noi știm care era păcatul Sodomei și Gomorei, trăia într-o nepăsare mare, s-au semețit în final să facă urăciuni blestemate. Din pricina aceasta, Dumnezeu le-a și nimicit acele cetăți. Dar nepăsarea este un mare păcat, atrage după sine alte păcate. Nepăsarea față de biserică, nepăsarea față de Biblie, de cuvânt, nepăsarea față de rugăciune, de părtășie, de o viață de dependență de Dumnezeu, atrage după sine tot felul de stări păcătoase. Apoi, în ultimă instanță, coborârea în mare, care nu înseamnă altceva decât disciplinare. A fost o disciplinare a lui Iona. Domnul ne disciplinează de multe ori și aici, în viața aceasta, în trupul acesta. De multe ori o face pentru binele nostru, pentru că ne dorește binele. Era vorba aici de tânărul bogat. Cât de anevoie vor intra în împărăție cei ce se încred în bogății, nu cei ce au bogății, cei ce se încred în bogății. Încrederea în bani, încrederea în bogății e un mare păcat, nu banul, e rădăcina tuturor relelor și iubirea de bani. Doamne, dar atunci cine poate, zice, Domnul spunea, mai repede trece o cămilă prin urechea acului decât un om bogat în împărăție, care se încrede în bogăție, dar atunci cine poate fi mântuit? Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. La Dumnezeu toate sunt cu putință. Face Dumnezeu vreo derogare în dreptul cuiva? Păi El este drept. Scaunul de domnia lui Dumnezeu este dreptatea și judecata. El este un Dumnezeu drept. Dar cum putem înțelege acea afirmație a Domnului Iisus, că toate sunt cu putință la Dumnezeu? Te poate duce Dumnezeu în postura să pierzi tot ce ai avut. Tot ce ai avut. Îți poate da o boală, poate îngădui anumite probleme în casa ta, în familia ta. Și în momentele limită să-L chem pe Dumnezeu, dacă nu L-ai chemat atunci când ți-o mers bine. Și toate lucrurile au fost prospere. E nemaipomenit când încă ești sănătos, cât încă ești tânăr. Să slujești pe Dumnezeu. Mă gândeam la Iona. Cea mai scurtă predică pe care o găsim noi în Biblie este predica lui Iona. Cel mai scurt mesaj. Dar apoi este și cel mai negativist mesaj. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Cel mai neargumentat mesaj. Niciun argument, nicio posibilitate de reabilitare. Și totuși, ei s-au pocăit. S-au întors la Dumnezeu, așa ne spune Biblia. Despre Iona, Biblia vorbește și în Cartea Împăraților, auziți, este amintit aici. Versetul 25 din 2 Împărați, capitolul 14, a luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei. După cuvântul pe care rostise Domnul Dumnezeului Israel prin robul său Iona, prorocul fiului Amitai din Gat-Hefer, era un om al lui Dumnezeu. Însă a avut un moment, o stare, nu știu, nu l-a cunoscut suficient pe Dumnezeu.
Au avut impresia că poți să te ascunzi de Dumnezeu? Unde m-aș putea duce departe de fața Lui? E vreun loc unde Dumnezeu să nu fie prezent? E întuneric pentru El sau mă duc într-o parte sau în alta unde să nu fiu cunoscut? El este pretutindeni. Nu știm de ce, dar Dumnezeu nu a renunțat la Iona și era menționat probabil că Domnul nu renunță ușor la noi. Ne iubește. Vorbește omului odată, de două, de trei ori. Are metodele lui de a ne vorbi, prin anumite stări pe care le îngăduie în viața noastră uneori. Așa, aici câteva principii pe care să ni le însușim și să ne verificăm și noi. Un prim principiu, omului Dumnezeu este chemat să fie o reală binecuvântare pentru cei din jurul lui. Asta e chemarea noastră. Să fim o binecuvântare pentru familia noastră și pentru familia mare și pentru toți cei care sunt polarizați în jurul nostru. Dacă nu suntem o reală binecuvântare, noi putem să fim un real pericol, să-i ducem într-o direcție greșită. De aia spune Biblia, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu, ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar suntem copii al lui Dumnezeu. Păi ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie să-L reprezint în viața aceasta pe El. Trebuie să trăiesc în mod fidel, în așa manieră, încât El să fie văzut în viața mea. Știți ce a spus Domnul Iisus în finalul lucrării sale? La încheiere, darea de seamă din Ioan 17. Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Am sfârșit-o. Le-am dat cuvintele tale. Nu a fost cuvântul meu, nu a avut Domnul niciun cuvânt. Toate cuvintele au fost acelui preanalt. E nemaipomenit întotdeauna să ai cuvântul și să-l dai mai departe. Să-l reprezinți pe Dumnezeu cu demnitate. Iona a fost un pericol pentru cei din corabie. Corabia a fost pusă în primejde din pricina lui Iona, care trebuia să fie o binecuvântare pentru cei care îl înconjurau. Ce frumos, în contrast cu el, auziți numai ce spune Biblia, în Faptele Apostolilor, capitolul 27, ne spune aici cuvântul sugestiv. Zice aici, acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, versetul 22, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg în corabie împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi-a spus El. Și întrebarea este aceasta, ce sunt eu pentru familia mea? Sunt o binecuvântare? Mă îndrept spre Domnul pe urma pașilor Lui, pentru cei din jur văd în mine o lumină? Un standard? Chemarea în virtutea chemării pe care o am? Ce văd cei din jur, în jurul meu, în viața mea? Asta e o întrebare care trebuie să ne o punem. Poți fi o reală binecuvântare? Să te vadă întotdeauna cu Biblia în mână, rugându-te, să te vadă în părtășie, să nu lipsești de la biserică, de la casa Domnului. Ce frumos în biserici când văd că tinerii și copiii sunt prinși în lucrare. Noi îi provocăm mereu la biserică și noi avem foarte mulți copii și tineri care sunt prinși în lucrare. Mereu să intre în fanfară, să învețe cei mai mici, la orchestră, în grupurile, cele 9 grupuri de copii din biserică, apoi grupele mici de copii, de tineri. Foarte important, să fii prins în lucrare încă de mic, să fii familiarizat cu lucrarea Domnului. Să fii o reală binecuvântare pentru cei din jurul tău. Apoi un al doilea principiu, de fața și de prezența Domnului nu poți să fugi, nu te poți ascunde. Unde mă voi duce departe de fața ta? Unde mă voi ascunde? N-am unde. Auziți ce spune în cartea lui Iov de bună oară? Spune aici omului Dumnezeu în cartea lui Iov, în capitolul 34, este consemnat ceva și aș vrea să citesc. Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia, nu este nici întuneric, nici umbra morții, unde să se poată ascunde cei ce fac fără de legea. Dumnezeu n-are nevoie de multă vreme să privească ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui. El într-o clipă, înaintea Lui suntem transparenți.
și El ne cunoaște. Ieremia în cartea lui mereu consemnează acest adevăr, că Domnul este prezent pretutindeni. Nu mă pot ascunde de fața Lui. Și acest principiu îl avem aici. Noi putem să înțelegem că e un principiu al lui Dumnezeu. El ne vede. El ne cunoaște și acasă. Îmi place să amintesc când e vorba de această cunoaștere a lui Dumnezeu, ce spune în cartea lui Maleahi. Spune acolo în capitolul 2, zice, printre altele, Domnul a fost martor între tine și nevastă ta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios. El a fost martor și la vorbire și la gesturi, dar nu numai atât, și la gândirea ta. De aceea fiecare să ia aminte și să nu fie necredincios în gândul lui. La nivelul gândurilor poți să fii un om duplicitar, să gândești alte lucruri și cel de lângă tine, partenerul, să nu cunoască. Și gândurile ne sunt cunoscute. El spune omului până și gândurile lui. Gânduri care nu sunt materializate întotdeauna, că nu am ocazia. Gânduri rele uneori, dar și sunt și gânduri bune. Vreau să fac binele, dar n-am ocazia. Și alea sunt consemnate. Și pentru alea Dumnezeu mă va răsplăti. Un al treilea principiu pe care îl vedem aici la Iona, ascultarea sau neascultarea de Dumnezeu atrag consecințele. Biblia spune că ascultarea face mai mult decât jertfele, împlinirea cuvântului mai mult decât arterele de tot. Știi ce a spus primul împărat al lui Israel, Saul? Zice, am ascultat de popor, mi-a fost teamă de popor și am ascultat glasul și nu ascultat de Dumnezeu. Foarte importantă ascultarea. Noi știm că Dumnezeu este desăvârșit, tot ce ne vorbește El în cartea aceasta este cuvântul Lui. Îi nemaipomenit să trăiești, să împlinești, să asculți. Eu mereu spun, uitându-te în urmă, retrospectiv, să n-ai regrete. Să n-ai regrete că n-ai ascultat. Să știți că sunt prejudicii în viața oamenilor, multe. Domnul nu renunță mereu ușor la noi, nu renunță, ne iubește. Dar sunt prejudicii. Dumnezeu lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă a vreunui om. Dar El toate le are în calculul Lui. Nu ascult, mă va costa. Sunt prejudicii la nivelul copiilor uneori, sunt prejudicii materiale, financiare, profesionale, tot felul de prejudicii. Oameni care s-au întors cu toată inima la un moment dat, sincer, după ce sigur au avut lacunele lor în viața lor, eclipsele. Și după ce s-au întors, Domnul i-a iertat, dar pentru perioada aceea, segmentul acela de timp, ori plătit. Totul se plătește. Și eu îmi zic, Doamne, ce minunat să poți asculta întotdeauna, și mai ales cât ești tânăr, că atunci e o perioadă mai critică, cât ești tânăr să trăiești curat, cât ești tânăr să ai verticalitate, să ai cuvinte articulate, nu ușoare, nu gratuite, nu glume proaste, ci să ai întotdeauna. Asta înseamnă să fie inima îmbibată de cuvânt. Știți cum este inima? Inima trebuie să mustească de cuvântul lui Dumnezeu, ca un burete. Îl bagi în apă, îl scoți și îl storci și va da apă, pentru că el este îmbibat în apă. Așa trebuie să fie inima omului. Oricât l-ai agita pe un om care are cuvântul, el va da tot cuvânt. Cei răi n-au pace, zice Domnul, ei sunt ca marea înfuriată care aruncă afară noroi și măl. Dar cei care sunt al lui Dumnezeu, ei trebuie să asculte, ascultarea sau neascultarea. Și totul începe din familie, din viața personală, relația cu Domnul și apoi, sigur, aria se mărește, se lărgește, perimetrul este tot mai mare. Dorim din inimă, Doamne, binecuvântă Biserica Betania, familiile, binecuvântă-ne cu ascultare. Apoi un al patrulea principiu, care este direcția în care merg? E foarte important să mă verific mereu. Avem o direcție. Și amintesc și la dumneavoastră, uitați numai ce spune aici în Psalmul 139. Ce spune omului Dumnezeu David, printre altele? Spune așa, zice aici, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cum s-ar putea să fiu pe o cale greșită și să nu știu, da? Că nu mă racordez totdeauna la cuvânt și nu mă uit în oglindă foarte ușor. Zice, multe căi par omului bune, dar la urmă să văd că duc la moarte, că nu mai pot întoarce timpul înapoi. Viața are un sens unic.
De aceea e foarte important direcția în care merg. Știți că Domnul a avut și El o direcție. Zice că El a trecut printre Samaria și Galileea, dar El mereu avea ca țintă Ierusalimul. Când a sosit momentul în care să plece la cer, spune că Domnul și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Nu știu ce l-așteaptă acolo. Ținta Lui tot timpul a fost Ierusalimul. Golgota, să moară acolo pe cruce pentru noi. Nu s-a eschivat. Nu a încercat să se dea înapoi. Le-a spus ucenicilor de eu, pentru asta am venit. Până acum, pentru asta am venit în lumea aceasta, motivul suprem să moară pentru noi. Foarte important încă o dată pentru noi, care este direcția? Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem și gândurile, că Tu mă cunoști mai bine decât mă cunosc eu, zice cine se încrede în inima lui, este un nebun. Inima omului este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cer rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după rodul faptelor lui. Cât de mare! Frați și surori, avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu mare, nemaipomenit. Eu de multe ori mă gândesc, Doamne Dumnezeule, Tu Te ocupi de universul, de lumea văzută și nevăzută. Noi nici nu ne imaginăm ce înseamnă lumile pe care Dumnezeu le are sub control. Universul întreg. Dar culmea este că Tu Te ocupi și de mine în mod individual, personal, Te implici în cele mai mici detalii. În viața mea, în problemele mele, materiale chiar, în cele spirituale, în familia mea. Este extraordinar. Eu de multe ori zic, Doamne, că stau pe genunchi în rugăciune, Tu nu pleci de lângă mine. El ascultă rugăciunea. De aceea toți oamenii vor veni la El. Deci eu mă rog și Domnul mă ascultă. Îmi fac eu timp să stau de vorbă cu El? Să-i spun Domnului problemele mele? Zice, îmi povestesc necazurile. Istoria vieții mele o aduc înaintea Lui. Și de fiecare dată o transmit cu toată inima, cu încredere că El mă ascultă și El ia aminte. Ce frumos! Când ești pe o cale greșită, aici zice, cercetează-mă și cunoaște inima, încearcă și cunoaște gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Și du-mă pe calea veșniciei, printre altele. Știți când sunt pe o cale rea? Atunci când mereu apare eu-l în vorbirea mea. Apoi atunci când nu mă pot bucura de succesul celui de lângă mine. Când alții au succes de o natură sau alta, la nivelul familiei, din punct de vedere financiar, material, profesional, și nu mă pot bucura de biruința lui și succesul lui, nu e în ordine. Nu e în ordine, nu sunt pe o cale bună. Apoi atunci când aștept laudă și răsplătiri pentru ceea ce fac aici, nu aici, zice să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, când? La arătarea lui Iisus Hristos. Pe care voi îl iubiți fără să-l vedeți, credeți în el și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletului vostru. Ce frumos! Când pot să fiu pe o cale greșită? Atunci când tot ce fac alții este greșit. Numai ce fac eu este bun. Nu e în ordine. Zice, nu fi prea neprienit, pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici la cealaltă extremă. Când tot ce fac eu este rău, nimic nu este bun. Și asta este o altă extremă. Eu doresc în această seară, Doamne, cercetează Biserica Betania. Dar ajută-ne pe fiecare să ne cercetăm. Fiecare, Doamne, să putem constata. Apoi un alt lucru, un al cincilea. Deci spuneam, omului Dumnezeu trebuie să fie o reală binecuvântare, un prim principiu. Un al doilea, de fața și de prezența Lui, nu poți să fugi, nu te poți ascunde. Un al treilea, ascultarea sau neascultarea trag consecințele. Un al patrulea, care este direcția? Avem o direcție fiecare. Să știți că am întâlnit persoane care înainte de a trece în veșnicie erau terminați, zdrobiți, încercau să întoarcă timpul înapoi, regrete. Nu, nu ar mai putut face nimic unii dintre ei, era prea târziu. Este extraordinar să te uiți retrospectiv de fiecare dată. Păi nu se poate dacă de fiecare dată eu sunt ochi și urechi la cuvânt. Știți ce spune acolo în proverbe? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și al adunării. Când? N-am ascultat glasul învățătorilor mei și nu am luat aminte la ceea ce ne spune Domnul. Păi vin aici, sunt ochi și urechi, aici e cuvântul lui Dumnezeu. Aici e prezent Dumnezeu care îmi vorbește.
El vrea să mă văd, să mă văd în oglinda aceasta, dar apoi, sigur, se iau hotărâri. Și în ultimă instanță, un al cincilea principiu, lucrurile care se ridică până la Dumnezeu, le vedem aici. Să știți că sunt lucruri care se ridică până la Dumnezeu. Iona, din pântecele peștelui, s-a rugat lui Dumnezeu. Extraordinar. Sigur, aici vedem și modul, suveranitatea celui preanalt. Extraordinar, toate lucrurile le are sub control, nu pierdu și evenimentele care ne bulversează și pășesc spre noi, să știți că nu îl iau prin surprindere pe cel preanalt, totul este sub controlul lui, toate evenimentele, ca atare n-am pentru ce să mă tem, să mă frământ, să intru în panică, trebuie să fiu liniștit. Dincolo de evenimentele care sunt, ele sunt o nimica față de Dumnezeul mare pe care îl am și pe care îl ai. Așa trebuie privită problema. Dumnezeul nostru e atât de mare încât controlează toate evenimentele. Care sunt lucrurile care se ridică până la El? Se ridică răutatea. Iona 1 cu 2, Geneza 15 cu 16, Proverbe 10 cu 7, Psalmul 9 cu 5, răutatea omului. Să știți că există de multe ori răutatea lor încă nu a ajuns până la, nu s-a umplut cupa. Așa spune în cartea Genesei. E o măsură, să știți. Noi de multe ori întrebăm, Doamne, dar cum de îngădui? Așa spune Biblia, spune, citim ceva. Auziți numai ce spune în Psalmul 37. În Psalmul 37 spune aici omului Dumnezeu, nu te mânia pe cei răi, nu te uita cu jin la cei ce fac rău, că sunt cosiți iute ca iarba și se vestejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul, fă bine, locuiește în țară, umblă în credincioșie, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Nu te mânia pe cei răi. Dar, uitați, în 73 este ideea reluată. Da, bun este Domnul cu Israel, versetul 1, cu cei cu inimă curată. Totuși erau să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jin la cei nesocotiți. Când vedeam fericirea celor răi, într-adevăr, nimeni nu tulbură până la moarte, trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințele oamenilor și nu sunt loviți ca ceilalți oameni, de aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea iese haina care îi învelește, li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Îi așa, sigur, dar nu mă uit la ei. Nu mai uit la ei pentru că și Ieremia, la rândul lui, auziți ce spune profetul Ieremia, spune în capitolul 12, tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cer cu tine. Vreau totuși să te întreb asupra orânduirilor tale. Pentru ce propășește calea celor răi? Și toți mișeii trăiesc în pace. Dar nu avem treabă cu ei noi. Noi, sigur, noi trebuie să avem obiectivul nostru. O apropiere constantă, o eliminare din viața noastră, dar tot ce nu e după voia Lui, până și vorbirea noastră să fie articulată, cuvinte din Biblie, cuvinte curate, da, al vostru să fie da, nu să fie nu. La Domnul n-am găsit odată măcar ceva în plus sau în minus. Și modelul este El, uitați-vă țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței voastre, adică la Iisus. Te întreb asupra rânduirilor tale, pentru ce propășește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace? I-ai sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Cei drepti ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Dar spune aici în versetul 3, totuși Tu, Doamne, mă cunoști, mă vezi, îmi cercetezi inima și vezi că este cu Tine. Ia-i ca pe niște oi care trebuie să ia, te pregătește pentru ziua măcelului. Domnul îi păstrează, are și ei au ziua lor. De aceea să nu uităm, răutatea ajunge la un moment dat, că răutatea îi ocupă, care s-a umplut. Atunci Dumnezeu, sigur, este Cel ce acționează și intervine. Apoi un al doilea lucru care ajunge înaintea lui Dumnezeu este mândria. Mândria. Mândria este un mare păcat. Auziți numai ce spune aici în Psalmul 19. Spune aici omului Dumnezeu, printre altele, vis-a-vis de mândrie, cine-și cunoaște greșelile făcute din tinerețe? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine și atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Mândria atrage după sine păcate mari. Generează tot felul de stări păcătoase. Să știți că mândria se manifestă sub multe forme.
Sunt oameni, uneori există și o smerenie a mândriei. Și o smerenie a mândriei. Mândria uneori se manifestă prin neascultare, nu asculți. Nu ascult, nu țin cont de ce îmi spun frații, de ce îmi spun, de ce îmi spune soțul, de ce îmi spun cei din jurul meu. Și de multe ori neascultarea asta este provocată de mândrie. Apoi, din mândrie nu respecti. Din mândrie nu respecti. Cinstiți pe toți oamenii, spune acolo, era amintit, din Romani. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Și în final, după ce vă spune să dăm tot ce trebuie să dăm, dați cinstea cui datorați cinstea, dați respectul cui datorați respectul. Cum trebuie să mai respect și la ora actuală să dau cinste? Eu nu îl cinstesc numai pe Dumnezeu, mai auz uneori. Să nu uităm, dragii mei, cinstiți pe toți oamenii, spune în Noul Testament în Biblia. Cum și pe cel care este jos și trebuie să-i dau cinstea, da, trebuie. Nu respecti din mândrie, nu cinstești din mândrie, disprețuiești din mândrie, te lauzi din mândrie, bârfești din mândrie, nu suporți din mândrie, te cerzi din mândrie, te porți necuvincios din mândrie. De aceea am vrea să nu uităm, dragii mei, mândria ajunge și când ajunge sus la un moment dat, s-a umplut cupa, Dumnezeu este Cel ce intervine. Apoi trufia unor împărați care au ajuns până la Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune că au intervenit doi împărați, 19 cu 28. Proverbe 16 cu 5, Proverbe 21 cu 4, Isaia 5 cu 15. Apoi ce ajunge înaintea lui Dumnezeu este rugăciunea și în final pocăința. Căința ajunge înaintea lui Dumnezeu. Și ce îmi place aici în cartea lui Iona, pocăința celor din Ninive a ajuns înaintea lui Dumnezeu. Parcă nu e adevărat. Cea mai scurtă predică, cea mai negativistă, cea mai neargumentată. Aici câte predici au adus frații și câte argumente, nu? Așa la noi este tot la fel. Frații se străduiesc. Încearcă cu toată puterea lor. Dar vreau să vă spun, Domnul ne vorbește. Ne vorbește, dar noi suntem cei ce hotărâm, liberul arbitru, libertatea de decizie, este a noastră. Este a noastră. Și uneori ne lasă, Domnul, că mă gândeam în seara aceasta să citesc un alt text. Dar pentru că a fost amintit din Iona, am zis că mergem pe același text. Spune acolo în 2 Timotei, capitolul 2, într-o casă mare, cum este casa din Betania, sunt nu numai vase de cinste, ci sunt și de ocară, și de luci, și de pământ. Unele sunt pentru cinste, iar altele pentru o lucrare de cinste, altele pentru ocară. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste folositor, destoinic pentru orice lucrare bună. Sfințit folositor Tatălui. Aici suntem împreună, eu m-aș bucura în Betania să nu fie niciun vas care să fie de ocară. Un vas de cinste, Domnul folosește, se folosește de el. Să știți că, în general, trebuie să fie și cei, zice, Domnul le-a făcut pe toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău, pentru ziua nenorocirii. Și cel rău. Iuda, Dumnezeu nu l-a folosit pe Petru sau pe alții, era o lucrare care era în cuvânt, consemnată, și trebuia să împlinească. Dar sigur, Domnul l-a lăsat pe Iuda, cărui inimă era pervertită, era păcătoasă, înclinată spre rău. Extraordinar. Știți ce spune în Matei 13, că vorbește de pilda neghinei? Doamne, n-ai semănat grâu? Grâu s-a semănat, un cuvânt bun. Dar cum de-o crescut neghină? Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Să mergem să smulgem neghina, nu? Ca nu cumva smulgând neghina, să smulge și grâu împreună cu neghina. Lăsați-le să crească împreună, până la coacere. Eu m-am gândit, aici și harul și mila lui Dumnezeu. Lăsați-le că cel care spui azi că e neghină, mâine s-ar putea să devină grâu, să se întoarcă. Că Domnul este cel ce nu ține cont de vremurile de neștiință. Domnul vorbește în milă și în îndurare. Noi de multe ori suntem mai tranșanți, dacă ar fi după noi. Nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. El ne-a chemat, sigur, să facem numai partea care ne revine nouă. Dincolo de noi, este stăpânul care controlează, biserica e a lui, nu e a mea. Noi suntem mădulare fiecare aici, în trupul lui Hristos. El a pus mădularele în așa fel cum a voit el, după hotărârea lui. De aceea am vrea să nu uităm, dragii mei, foarte important,
noi să ne facem partea. În seara aceasta auzim cuvântul, plec acasă, asta e latura morală. Doamne, vreau să slujesc mai mult. Vreau să nu treacă o zi în care să nu citesc cuvântul Tău. Rana spirituală, impulsul vieții, ni-l a dat Domnul atunci când ne-am născut din punct de vedere fizic. Și noi întreține, viața este întreținută, viața biologică, prin administrația pe care este administrată, prin alimentația care e administrată la nivelul trupului. Dar spiritual, nașterea din nou o produce Dumnezeu, e minunea Lui. Domnul produce nașterea din nou, întoarcerea la El. Dar acum, după ce am fost născut din nou, sunt un copil, eu trebuie să cresc. Eu am nevoie de o hrană spirituală în mod constant. Și să cresc, să nu mă opresc la un moment dat să mă plafonez, ci să cresc până la înălțimea staturii lui Hristos, la starea de om mare. Cum cresc? Apropiindu-mă de cuvânt de fiecare dată. Iau cuvântul și îl citesc. Frați și surori, cuvântul e foarte important. La noi în biserică avem și noi vase de cinste. Și sunt persoane prin care Domnul ne vorbește când avem așa probleme. De multe ori ne mai adunăm și Domnul, să știți că încă ne vorbește și este bun cu noi. Dar știți ce îmi place? Îmi place ce spune Petru. Zice, noi înșine ne-am văzut slava lui când eram cu el pe muntele schimbării la față. Acolo când au apărut și Moise și Ilie în slavă și în glorie. Când Domnul a fost schimbat într-o lumină extraordinară. Hainele albe, niciun albitor nu le poate face așa cum au fost hainele Domnului acolo pe munte. Și au auzit vocea Tatălui. Și Petru spune, noi înșine ne-am auzit glasul Lui. Și auziți ce spune în continuare? Asta a fost vedenia extraordinară. Revelația pe care a avut-o Petru și cu Ioan și cu Iacov, acolo pe muntele schimbării la față. Și continuă el. Și aveți cuvântul prorociei, făcut și mai tare. Cum cuvântul ăsta e mai tare decât orice altă descoperire? Da, absolut. Cuvântul e filtru prin care trebuie să treacă orice mesaj pe care noi îl primim în afara cuvântului. E extraordinar cuvântul. Nu e o direcție, nu e o problemă, un principiu unde Dumnezeu să nu mă clarifice prin cuvânt. Trebuie să mă apropii de el. Că altfel îl distorsionez, nu-l înțeleg. Mă uit la ceas și vreau să închei. Doresc din toată inima, Doamne, binecuvântă Biserica Betania. Lasă noi dorința după Tine. Asta e latura morală și vom vedea cât de ascultători vom fi. Mai mult, mă bucur că dumneavoastră citiți Biblia. Vă rugați, dar trebuie mai mult. Încă niciunul din noi nu putem spune, suntem deja la apogeu. Nu mai avem nevoie, avem nevoie tot timpul. Dacă Pavel, să nu uităm cine a fost Pavel. El spune, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Și totuși știți ce spune el? Cunosc în parte. Auziți, el cunoștea în parte. Descoperirea este a lui Dumnezeu. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, să arate robilor săi lucrurile care au să întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițind pe robul său, prin îngerul său, la robul său Ioan. Deci descoperirile sunt aici. Dumnezeu ne dă lumină și funcție de cum noi și împlinim. Mi-o dat lumină, nu să spun la altul cum să fie și să umble și să trăiască. În primul rând eu. Eu să mă îndrept, eu să împlinesc ce mi-o dat Domnul și îmi va da mai mult. Dacă nu, nu-mi va da mai mult. Dacă nu, rămân la atât. Dar dacă eu împlinesc și pun în practică, Domnul ne va da tot mai mult. Vreau în final să aduc salutul fraților de la Betel. Am venit pentru un timp cu soția, că fata din Detroit a născut cel de-al 12-lea copil. Cu ajutorul Domnului avem al 40-lea nepot, ni s-a născut. Și am venit aici pentru un timp, o să fim și la binecuvântare și apoi în decembrie, în 17 ne întoarcem înapoi. Și cu această ocazie, frații, au zis, frate Eugen, să duci salutul unde vei ajunge. Și salutul nostru este 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7. Voi, dar, frați din Betania, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Iar răsplata dorim să fie deplină din partea Domnului oștirilor. Amin.